Salutare minunaților! Dacă zilele trecute am parcurs cei 7 pași simpli pentru a putea realiza un minunat foc de tabără, astăzi m-am gândit să vă sugerez și câteva idei de gustări care merg foarte bine împreună cu această activitate. În timp ce lemnele ard, iar flăcările oferă un spectacol inedit, este ocazia perfectă pentru a pregăti niște gustări rapide și delicioase, care vă vor face timpul petrecut alături de cei dragi și mai plăcut. Așadar, iată propunerile mele! Popcorn făcut la foc. Această gustare este foarte ușor de realizat. Nu ai nevoie decât de o folie de aluminiu alimentar, boabe de porumb pentru floricele și puțin ulei. Nu trebuie decât să pui boabele în folia de aluminiu, pe care o pliezi în formă de pungă, o sigilezi cât de bine poți și cu ajutorul unui clește o ții deasupra focului. În cel mai scurt timp, sunetul floricelelor de porumb și aroma de popcorn vor deveni irezistibile pentru pofticioși. Cartofi copți. Fie că îi învelești în folie de aluminiu sau îi pui direct în jar, cartofii copți sunt o gustare delicioasă pe care o poți savura în miez de noapte. Bezele la foc. Nu trebuie decât să înfigi bezelele într-un băț sau o frigăruie și să o ții puțin câte puțin în flăcările focului de tabără. Pentru a face lucrurile și mai interesante, poți pregăti celebrele S'mores, un desert american popular în toată lumea. Pe lângă bezele, mai ai nevoie de biscuiți și ciocolată. După ce ai prăjit bezelele, pune-le între doi biscuiți acoperiți cu ciocolată, exact cum ai face un sandwich. Acest desert va fi de departe vedeta serii. Ei bine, dragi prieteni, să nu uitați că bucuria vine din lucrurile simple și avem nevoie de atât de puțin ca să fim cu adevărat fericiți. Așadar, timpul de calitate petrecut sub cerul înstelat, în jurul unui foc de tabără, împreună cu cei dragi vouă, poate deveni o amintire magică și prețioasă. Prețuiți din plin astfel de momente, căci timpul zboară atât de repede. Sunteți pupați! Minunații!